toată smerirea și căința lui Iov. 553 pagina în Sfintele Scripturii, Iov, capitolul 42, începând cu cel din tâi verset, unde cuvântul Domnului spune așa. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva genurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? A întrebat Domnul. Și eu răspunde, da, am vorbit, fără să le înțeleg din minuni care sunt mai presus din mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța, a spus iarăși Domnul. Și eu v-a răspuns, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prietenii tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Morți acum 7 biței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șoab și Sofar din Ama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoindu-i de tot ce auzise. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu doar aminte cuvântul Domnului. Pentru a înțelege mai bine lumea aceasta în care ne este dat să trăim, este foarte important și din care apare de important să știm că atunci când Dumnezeu a creat lumea, cele văzute și nevăzute, și când ne-a creat și pe noi după chipul și asemănarea Lui, inima Domnului era tristă și din care afară de trist. Îngerul Duhului Lucifer se răzvătise împotriva lui Dumnezeu și trăsese de partea lui o treime din ceata îngerilor, ca să înseamnă 33%, și inima lui Dumnezeu, când a creat lumea, era o inima foarte tristă. Asta ne ajută să înțelegem mult mai mult și mult mai bine lumea aceasta în care ne este dat să trăim. Cele scrise în cartea Iov s-au petrecut vreo 3500 de ani în urmă. Și de atunci, în fiecare zi și în fiecare ceas și în fiecare clipă, diavolul regretă mult și foarte mult faptul că l-a cerut pe Iov din mâna lui Dumnezeu. Dacă el ar fi știut care este sfârșitul tuturor lucrurilor cu Iov, niciodată nu l-ar fi cerut din mâna lui Dumnezeu. De atunci sunt mii de ani și de lucrul acestor mii de ani, milioane și milioane de oameni pretutindeni pe întreg pământul, unde a ajuns cartea aceasta și unde cartea aceasta a fost cinstită, unde cartea aceasta a fost ținută la loc de mari preț. Milioane și milioane de oameni s-au hrănit. Și din cuvintele acestei cărți și din rândul curăției și din credincioșiei acestui bărbat cu numele Iov, și au fost și ei mai mult decât biruitori în luptele, în încercările, în necazurile și în suferințele prin care le-a fost să treacă. Spune Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel, în zilele de pe urmă primările vor fi grele. Nimeni să nu se înșele și să nu se lase înșelat, nici mai departe primurile vor fi încă mai grele și încă mai grele. Și dacă această carte foarte însemnată între cărțile Scripturilor a fost pentru cei din dinaintea noastră foarte însemnată, pentru noi ar trebui să fie încă mai însemnată. Nu trebuie să alergi după necazuri care ne-ar grele după tine. În zilele de pe urmă primurile vor fi grele. Și de aici, mai departe, vor fi încă mai grele și vor fi încă mai grele. Aveți și voi necazurile voastre, le am și eu pe ale mele. Aveți și voi luptele voastre, le am și eu pe ale mele, încercările, suferințele, ispitele de un fel sau de un alt. În cel din timp capitol mi se spune un fiind lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și era și Satan în mijlocul lor. Și a fost un dialog foarte important între Dumnezeu și Satan.
Satan, de unde vine la dezvăluirea Pământului. Și ai văzut pe locul meu, eu nu iese nimeni, nepricănitul mi se iei de toți locuitorii Pământului. Și Satana zice, iese el nepricănit, deci înseșe, ți se închină, pentru că e binicul ăsta, tot lucrul menilor lui. Dar ea atinge de din el și de bunurile lui și sunt convins că nu să te mai bine nu să spui rămân de el credincios. Iubiți frați și iubite surori, e așa de simplu să-i fii credincios Domnului când toate îți merg bine. E așa de simplu, aleluia și osana. Și a venit proba credinței aici la Ion. Și Dumnezeu a pietruit, atinge de bunurile lui, dar de el să nu te atingi. Și a venit unui caz de osana, unui caz de nevrasnic. El era omul cel mai cu bază de atunci în răsărit și vă dați seama, bogăsiile lui. Și dintr-o dată n-au mai fost nici bogăsiile lui, averile lui. Și nu lungă mai important, ci 10 copii. Chiar trebuie să fi fost bogăsiile cea mare a lui Iov. Fiecare copil este ca lumina ochilor din capul cumpărit. Dintr-o dată cei 10 copii n-au mai fost, poate să fie din caz mai mare ca asta. Și versetul 20 în capitolul 1 spune, atunci eu s-a sculat și a sfârșit m-am și a tuns capul. Nu după 3 zile, nu după 3 luni, ci după 3 ani. De lătricile necazului acestuia, atunci, în necazul cel mare. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, Domnul am ieșit din pântecele mamei mele și Domnul vă întoarce în sânul Domnului. Domnul a dat și Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și spun, din toate acestea, eu n-am păcătuit deloc și n-am vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și eu despre un om cunoscut de al meu, i-a fost dat să treacă și lui printr-o cercare mare, pentru un caz mare. Tata zice copil și slujitor într-o biserică. Era în călătorie misionară, cum spune noi, împreună cu soția Dumnezeu, soția nu de-a dreapta. Și automobilul s-a izbit de un copac. Și soția Dumnezeu a murit pe loc. Și Dumnezeu a ajuns în coma la spital. Au fost 5 intervenții chirurgicale. Și operațiile cumva au reușit. Și a ieșit el din coma. Și mai apoi de la salonul cu terapie intensivă. Și a fost adus în salon cu alți bolnavi. Am luat un alt slujitor de la București și am spus să mergem la orul acesta. Să-l mângâim și să-l încurajăm în necazul grozav prin care a fost dat să treacă. Și am intrat în salon, am citit un cuvânt, mi-am rugat. Și l-am nominat Dumnezeu și adres frumosul glas și a strigat tare. Ca să se audă în întreg salon și să se audă și în cer, să se audă și în iad. Domnul a dat și Domnul a luat, fraților. Fie numele Domnului în veci binecuvântat. Ne-am gândit că vei ce ați ce mai înghiere o recesia, să ne încurajăm și am plecat în mai înghiere și încurajați. De acolo din salonul acela, durere cu cele comitești, durere, dar și înghiere și a mie, binecuvântare pentru cele duhovnicești. Ca de aceasta eu nu la fel de când este așezată, între cartea Sera și cartea Psalmilor, cartele sunt în exerului unor pe care cel rău și l-a făcut cu privirea nicirea întâi poporului Domnului. Și cartea Iov, ele suferă unor pe care i-a părut satana și l-a făcut cu privirea nicirea acestui cel mai înseam om, prin de atunci în răsărit nepricăritul Iov. Și după aceea vine cartea Psalmilor, care este cartea laudelor lui Dumnezeu. Și nu este și un manual de luptă și nu este și un manual de foc. Și mi-a și desionat din alte frate, tot așa, apropiat din mine, a trecut și el într-o mare cercare. Am trecut și eu, treceți și voi, aveți și voi imitață de lupele, aveți și voi cu cine vă cuvoase, le iau și pe elemente. Un bărbat a trăit băiat în vârstă de 7 ani, că a murit dintr-o dată într-un accident. Și omul acesta mi-a mărturisit mie, am știut, că în locul acela, unde se găsea de acum trupul băiatului meu, fără de viață, înspre locul acela privește deopotrivă Dumnezeu și diavolul. Și prin ceea ce urma să spun și să fac eu, ce înseamnă sau de ce înseamnă numele Domnului. S-a aplicat pe genunchi, a luat băiatul pe brațe, l-a ridicat înspre cer și a strigat tare ca să se audă și în cer și în ea. Domnul a luat și Domnul a dat și Domnul a luat.
fiii învecii numele Domnului binecuvântat. Și după aceea a luat copilul și l-a strâns la piept și a lăsat să curgă și roare lacrimile pe obraz. Bărbatul acesta cu nume foarte însemnat din Cartea Sfântă și în cer, Iov, are un loc de mare cinste și în inima mea și în inima tuturor Sfinților. Și fac de grijă de aici mai departe să aibă un loc de mare cinste în inima fiecare dintre noi. Dacă diavolul ar fi știut care este sfârșitul tuturor lucrurilor cu Iov, niciodată nu l-ar fi cerut din mâna Domnului. Sunt mai bine de 3.000 de ani de atunci și de atunci, în fiecare zi și în fiecare ceas și în fiecare clipă, regret amarnic faptul că l-a cerut pe Iov din mâna Domnului. Și ca și când n-ar fi fost când i-a ajuns, vine capitolul al doilea, cu încercare, cu durere și o suferință ca mai mare. Iarăși Fiul lui Dumnezeu s-a înfățișat înainte lui Dumnezeu în cer. Unii spun că Fiul lui Dumnezeu se credește și Scriptura aici sunt îngerii de căzuți. Și este și Satan în mijlocul lor. Și iarăși este o stare de vorbă foarte importantă între Dumnezeu și Satan, cât tot timpul sufri cer. Și diavolul face un pas înainte. Și în mâniceri odată pe Iov din mâna lui Dumnezeu zice, ți-a rămas credincios, dar dacă te atingi, eu sunt convins că te va presema în față. Bine, zice Dumnezeu, aminte. Dar de sufletul lui să nu te atingi. Și a venit o cercare mare peste Iov. Era un om cu stare, un om cu vas, un om respectat, un om prețuit, un om iubit. Era cel mai cu vază om atunci în răsărit. Și a ajuns pe o grămadă de gunoi. Nu mi-i sunt pentru ca să pot fotografii. Și era de bat jocul și de râsul tuturor. Și a venit o boală în trup, o suferință cumplită. Acum și nu-i mai avem suferință din când în timp, nu mi-e doare aici, nu mi-e doare cot. Dar la el era totul o suferință. O bubă dintr-o așa sărie, din creșe și până tău. Totul era suferință și suferință și suferință. O încercare feribilă. Și spune versetul al 9-lea, în capitolul al 2-lea, nevastă să i-a zis, tu rămâi neclintită neplicărirea ta. Lăsă-mă pe Dumnezeu și mă. Noi nu judecăm pe femeie aceasta. De fapt, de Dumnezeu acesta se referesc cu Dumnezeu de așa unii bunii. Nu întâmplător zice, nu judecați, să nu te judecați. Când o femeie trece prin așa încercări, prin așa suferințe, nu se vinirea, cuvintele pot ajunge la nebunii. Noi nu judecăm, ce timp tot ce scrie aici. Și spune versetul al 10-lea, dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie de bun. Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui și mai devreme spune, n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dar spunea și mai devreme ce ușor este să lauzi pe Dumnezeu de toate smerbii. Și Sfântul din adunarea noastră are lui o sanare când totul merge bine. Și dacă nu e puțin, e vină încercare, e vină unicare, e vină suferință, o durere, o ispitire, o lovitură. Și nu e puțin dacă te atingi de bunul lui nume, orgolul lui, banii lui, interesele lui, gata, aleluia, gata, o sanare, că ar fi să se destrâne și de el. Fel și fel de vorbe, fel și fel de mânii, fel și fel. Spune, în lume vi se vede cazul de îndrăzniți, de ce au biruit lor. Nu trebuie să avem și după nicazul care ar ieri după tine. Sunt nicazuri pe care lumea aceasta de bună și răsornată ți le face. Sunt nicazuri pe care păcatul ți le face, diavolul ți le face. Sunt nicazuri pe care oamenii ți le fac. Și tu faci nicazuri altora și pe care ți-a să nu mai faci. Și mai sunt și nicazuri pe care le facem noi, nouă și mereu și mereu, datorită necredinței, nesăbuinței și lipsei noastre de înțelepciune. Sunt de cazuri din care fără de mari pe care noi le facem nouă înșine, atunci când ne regășim de cazuri pe care le avem în viață. Spune Evrei cu mare înțelepciune, cine este nebun la cer, care la un necaz pe care îl are, adaugă al lui de necaz, necăjindu-se din cazul pe care îl are. Dacă ai un necaz, este un necaz. Că decât te necăjești din cazul pe care îl are, sunt două necazuri. Și asta este lipsă de înțelepciune. Unii din cazurile și încercările prin care le se dă să treacă sunt mai mult decât biruitor, iar alții sunt mereu și mereu biruiți. Cei din tâi, prin credința lui, se gândesc să corect, potrivit cu adevăr.
1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, 10, Dumnezeu a găsit. E un lucru băiat, să nu faci mai adăta versetele cu ecran. Ca să vă obliți să vă aduceți Biblia la adunare. Cât de timp cu grozăvie, așa să nu mai aduc oameni Biblia la adunare. Și imaginez că dacă nu aduceți la adunare, nu aveți cu voi nici din călătorie, nici la servicii, ci nici acasă nu aveți mult. Că aveți ceva mai important. Dar acum trecă mea. Spune-mi de ultima oară, vă mai fac atât, o să vă deși mai departe, să vă veniți în fire, să vă cuminsiți, să vă pocăiți și să vă aduceți Biblie. Biblia s-o citești nu de pe Biblie sau de pe ecran, nu din internet s-o citești, nici, ca să o memorezi mai bine și să vezi ce mai scrie în deasupra, ce mai scrie în deasupra, e foarte important și asta. Și spune în 1 Corinteni, în capitolul 10, la versetul 13, că Dumnezeu a găsit o cale de ieșire, adică are o cale de ieșire pentru fiecare dintre noi, indiferent lovitura sau ispita prin care ne înseta să treci, fiecare care de ieșire. Aveți ce prin cazul de voastre, am și eu prin cazul de mine. Și din capitolul al treilea începând, începe o mare și nemecomită ceartă între Iov și Dumnezeu, între Iov și prietenii lui și între Iov și cugetul lui Iov. Și este o ceartă de însemnătate excepțională, nu numai pentru el, ci pentru toți sfinții de lucruri pe acolo, dacă ne aplicăm cu mare atenție și cu mare seriozitate asupra cărții acesteia de foc, cărții acesteia de însemnătate deosebită pentru noi, mai cu seamă în vremurile acestea grele și rele de pe urmă. Și mă gândesc să vă spun toate aceste lucruri ca să vă sănesc la o gelozie mare și nemecomenită, și să citiți cartea aceasta cum n-ați mai citit-o niciodată. Și bine v-ar să nu s-o citiți și s-o mâncați. Spune Biblie, cuvântul Domnului este pâinea vieții și după aceea s-o șicveți, s-o sorbiți, spuneți și se apa cea vie. O ceartă nemecomenită, care este cu un folos nemecomenit. Dumnezeu cel mai mult prețuiește în viața unui om sinceritatea omului acelui. Deci este cel din primii pas care ne apropie de Dumnezeu și prin care Dumnezeu se coboară și se apropie mult înspre noi. Și eu v-am spus cu sinceritate ce era inima lui. Și a pornit mare ceartă cu Dumnezeu și să vină El Dumnezeu. Și dacă o să vină El Dumnezeu, o să-i spun eu. Visele mine, neprihănirea mea, viața mea și toate celelalte. Și o să-l trag eu pe El la răspundere și să-mi spune El asta, așa, 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 așa. Și Dumnezeu care ne-a iubit mult pe Iov și ne iubește pe Iov, când venim cu sinceritate înaintea Lui, El nu rămâne dator nimănui. Și a coborât și a stat la sfatul Iov. Și din sfatul acesta minunat, că a primit și Iov în văzuturile minunat, că a primit și îngerii și le primim și noi și le primesc toți Sfinții. Și sfârșitul tuturor lucrurilor, în capitolul al 42, eu mă dispune de Dumnezeu și au ce spune. Zice, știu că tu poți tot. Și că nimic nu poate să nu poți fi și mare lucru să știm ce ne-a luat acesta. Și de astăzi înainte, cât vom mai trăi pe pământul acesta, indiferent prin ceea ce ne va fi, dar să trecem nou și celor dragi nou, să spunem și noi potrivit cu adevărul, Doamne, știm și noi că Tu poți tot. Și că nimeni și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Indiferent prin ceea ce se dă să treci, fiecare are necaz, are lovituri, are ispite, are durere, fel și fel, fel și fel de încercări. Așa este viața pe pământ și e bine că este cu încercare, să spun că examenele la școală, ca pe lume ce se înainte. Și au încercări și în cazul și duvir și cei din familia ta, cei dragi, spune când îți vedem întâmplându-se toate aceste lucruri, să vă ridicați privirile în sus, de acolo, și numai de acolo vă vine izbăvi. Doamne, știm și noi că Tu poți să poți să iei sănătatea unui om și să-i dai iarăși. Poți să iei un serviciu și să-i dai iarăși. Vă poți să iei și pe cineva foarte drag și să-i dai iarăși pentru vece vecelor și într-un loc mai bun. Tu poți să scoți o bună impresență, să-l aduci la binecuvântat. Poți să scoți din întuneric, să-l aduci la lumini. Spune, mi-ai scos. Mi-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocei. Și numai Dumnezeu, nu doar cât e scoate din groapa pieirii și din fundul mocei, și mi-a așezat, zice, pe șapte pe sân. Doamne, și încă Tu poți să poți să scoți omul din moarte și să-l aduci la viață. Singura viață care merită cu adevărat nu vive din viață. Este și cea mai lungă și este și cea mai frumoasă. Isaia, capitolul 61, versetul 3, spune așa. Să dau celor întristați din Sion
Și noi suntem noi prin îndurarea Domnului, pentru că viața aceasta, locul acesta, în Sion, în portul întâlnirii Templului Dumnezeu și Casa lui Dumnezeu. Și spune să dau celor întristați din Sion, mai întâi spune o cunună împărătească în loc de cenușă. Zice așa să fie. Să-ți fie praf și pulbe din viață. Cenușă să-ți fie. Dumnezeu zice, am pentru tine o cunună împărătească. Știi ce înseamnă cunună împărătească? Se dau vieții tale și sens și bogăție, însemnătate și strălucire. Sufletele credincioase Domnului, adevărații credincioși, sunt numiți în Scripturi o preoție împărătească. Adică preoți și regi. Se dau o corună împărătească în loc de cenușă. Ce spun oamenii despre tine? Poate și tu spui despre tine ceea ce n-ar trebui să spui. Lasă deoparte. Indiferent starea în care te găsești, să nu fii nenorocită. Și-a mai nenorocită să fii. Ridică sfeiturile în sus. Și uită-te la mâna lui Dumnezeu cu sfeitul rocul în mâna săpânului. Dacă eu ți-aș promite ceva, tot eu ți-aș spune să nu crezi. Promisiunea pe care ți-am făcut-o, că dacă n-am fapte la Dumnezeu, n-am s-o primit. Dar ce promite Dumnezeu este da și amin. Și spune să dau celor întrisați din Sion, o cunună împărătească în loc de cenușă. Era viața lui Iov cenușă. Domnul se grăbise împrejurul lui, zice, citise praf și corbe. Și după aceea zice să dau un element de bucurie în locul plânsului. Nu este familie în care să nu fie plâns, să nu fie doriu, să nu fie așa. Nu este familie pe pământ să nu fie așa ceva. Și era și în casa lui Iov o jale mare și era un plâns rozav și era o durere, durere. Și Dumnezeu zice, eu dau un element de bucurie în locul plânsului. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Cum v-ați înșelat mulți și ați alergat după idoli, lucrurile acestea care vieți în pământești. Și unii sunteți binecuvântați că ați rămas fără de bani, fără de muncă. Dacă v-ați închinat idolilor acestor, Dumnezeu a zis, cum să ia de eu înapoi? Cum să-și vine în fire și să vină iarăși aici la sânul meu? Păi fi de simplu destinit de acești. Împărăția lui Dumnezeu nu e mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu mai întâi este neprihănire. Adică să trăiești potrivit cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu și după aceea este pace. Și când este neprihănire și pace, vine și o bucurie de la Duhul Sfânt. Nu din a firea pământească, cum găsești mereu și mereu prin adunările noastre învățătura aceasta diavolească, zice Evanghelia Prosperității și Evanghelia Bunei Dispoziții. Să ne simțim bine, să ne simțim bine, să ne simțim bine. Mai multe evlavie și mai multe evlavie și mai multe evlavie prin adunările noastre, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt, transformăm bisericile în sel de spectacole și alte de felul acesta. Este o bucurie care vine din Duhul Sfânt. Nu vine din împrejurile religioase și nu vine din firea pământească. Asta este un element. Să dau un element de bucurie în locul plânsului. Și despre unul în America, pare că v-am spus, pildă aceasta, fie mați, fie jor. Mi-e vrea să vrea rămas fără biserică. Nu mi-e putea el de fericire și lucrurile pe Dumnezeu din toată ei. Și frații s-au mirat. Cum îi mulțumesc Domnului că s-a rămas nevasta fără de serviciu? De-aia zice că dacă nu mai are serviciu, nu o să mai cumpără ce nu ne trebuie. Și nu se mai pierde vreme cu toate lucrurile astea. Și o să luptăm mai mult de Domnul și o să ne mai portăm mai mult de Domnul. Și după aceea zice și o haină de laudă în locul unui duc mecanic. În locul unui duc apăsat. Este ceea ce promite Dumnezeu. El este singurul măsură să colecteze în chipul cel mai minunat viața unui om și trecutul unui om. Dar pentru ce toate aceste lucruri? Spune că să slujim de laudă, să slujim de slavă lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima Domnului, în mila și în îndurarea Lui, astăzi, la ceasul acesta, în locul acesta, să-și întindă mâna și să ne dea tuturor darurile ce se minunat. Și cu luna împărătească, și un devremnul de bucurie, și neapărat, și haina aceasta de laud. Și pentru cei limbă, și pentru cei corzi vocali și plământ, nu se crevete și să spui toate iurile și prostiile lui, dranca, freaca, merea, să lauzi pe Dumnezeu, El mi-e dat, și să lăudă pe Dumnezeu. Este o privighetoare și este o ciocărlie. Și care se mănânce și că n-are să mănânce. Care să bea apă, n-are să bea apă, e cald, e frig, cum e mai fie acolo. E și una și bună, când te laudă lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie și viața noastră de credință.
să cântăm mereu și mereu și să lăudăm și să bem în numele Domnului. Spune în Biblie că Dumnezeu și-a ales un popor, care să-i poate nume. Pentru aceasta am fost din veșnicie potăriți în inima și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu să avem un limbaj religios ricit sau o conștiință superioară, să ne arătăm de ce. Aici are relația cu semenii noștri. Sufletul adevărat credincios la nu este o lumină într-o lume cu așa ignoranță, cu așa întuneric. Să știi că oamenii nu sunt necredincioși. Evrei de toate ei sunt ignoranți. Că dacă nu știu, în ce se crede ei, dacă nu știu, că dacă ar ști, și-ar respinge atunci ei zice, Doamne, sunt necredincioși, nu vorbim să cred. Deci sunt ignoranți, ei nu știu. Și noi suntem gândiți să fim lumini și noi voi să fim sani. Acum am o oase, o armată, luptă sub un seam. Trebuie să aibă un sindat fiecare armată. Și fiecare armată trebuie să aibă un comandant. E un mareșal, e un general, ce-o fie la coloane, un amiral. Și oasea Domnului, copiii Domnului, cei care luptă în armata Domnului, ca un seam de violință care este jertfa de la Golgota. Și după aceea un nume sub care luptă, că pe devinerea și desăvârșire credinței noastre care este Iisus. Singurul nume dat omului sub soare să se mântuiască. Spune că este un nume mai presus de orice nume. Indiferent prin ceea ce îți va fi dat să treci de aici mai departe, în toată umblarea și în toată alergarea ta pe pământul acesta. Lupte, ispite, necazuri, încercări, lovituri, dureri, întristări, eu știu ce-o fi să fie. Să spunem tot cu Domnul și cu toată adunarea, și de la mic la mare și de la mare la mic. Doamne, știm și noi că Tu poți să. Amin. Și că nimeni și nimic nu poate sta împotriva gândurilor Ta. V-am mai spus și vă spun și acum. Mie nu este greu să vă spun mereu și mereu. Și vă este de folos și mie mi este de folos. Nu o să treacă multă vreme și va trebui să dăm și noi iarăși socoteală de nădejdea mie care este în noi. Să spuneți mereu și mereu în casele voastre și în adunare. Noi nu avem împărat pe Cezar. Împăratul nostru este Iisus. Amin. Și să spuneți din toată inima, noi suntem străini și călători pe pământul acesta. Și adevărata noastră casă este în cer la Domnul. Amin. Și să spunem din toată inima. Din toată inima să spunem. Nu avem de trăit numai viața aceasta scurtă pe pământ, că după această viață urmează adevărata viață. Dacă la sfârșitul alergării noastre pe pământul acesta, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, și Dumnezeu va găsi plăcere în ceea ce face, ne va da un trup nou, un trup de slavă, pentru activitatea viitoare. Așa cum pentru viața aceasta pământească în el, trupul acesta care este tot o minune a lui Dumnezeu. Da, Doamne, știi și noi, că Tu poți totul și că nici nimeni nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Lumea aceasta în care ne este dat să trăim, are probleme din care afară de mari și de aici vor fi încă mai mari. Ne apropiem de miezul nopții. Și de evenimentele îngrozitoare care vor însoți miezul acesta de noapte, care din punct de vedere spiritual înseamnă omenirea care s-a depărtat, care e la cea mai mare depărtare de Dumnezeu. Omenirea are probleme mari, nu se Dumnezeu are planul mari. Și noi nu ne uităm la nebunia, și la problemele lumii acestea, tot pe de căzute, o lume sufundată, măgurdiz, îndogâniz, că zice un lustriciu de nebun. Că noi ne uităm la Cuvântul Domnului și la planul Domnului. Și Dumnezeu spune că are un plan mare și minunat, cerul noi și un pământ nou, prin care va lucra în neprihănirea lui Dumnezeu. În vremurile de pe curând, voi torna din Duhul meu peste orice ce făcut. Și spune cum tinerii și fecioarele vor proroce. Și tinerii și bătrânii vor avea visuri și vor avea vedere. Dar nu cum vă spuneam mai devreme, visuri din acestea de mărire, de înălțare de sine, niciuna aceasta diavolească evanghelie a prosperității. Și vor avea vise și vedere sfinte. Cerurile se vor deschide și vor vedea cum ungerii lui Dumnezeu pregătesc de zor pe împărăția și a binecuvântată lui Hristos. Și acum câteva versete mai jos. Spune Iliov, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te văd. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Una este neprihănirea omului și alta este neprihănirea lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Cel care a declarat, care a mărturisit despre Iov, că nu este în cuvinte neprihănitul versei. Acum, neprihănirea omului este relativ. Și între noi poate exista ceva deosebit moral. Când stai înaintea slavei, când stai înaintea neprihănirii și înaintea desăvârșirii lui Dumnezeu, alt cuvânt mai potrivit nu vei putea găsi. Și alt cuvânt mai potrivit nu vei putea spune și nu este că îl spui, că îl strigi. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum spune ochiul meu te-a văzut. De aceea, mi scăpă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cerere. Un altul pe care îl iubim din toată inima, care să vă rog de mare cinste în Biblie și în cer și în inimile tuturor Sfinților, numele Lui Apostolul Pavel, a avut și el parte de harul acesta minune întâlnire pe drumul Damascului cu Domnul. Și Domnul i s-a descoperit într-o lumină mare și a căzut el cu fața la pământ. Și de acolo, din țărâna pământului, a auzit un glas, Saule, Saule, pentru ce mă prigoniți? Și mă gândesc la prigonitorii și la persecutorii care sunt în biserică și în adunarea aceasta. Eu spunea unul la un moment dat într-o biserică, nu-mi trebuie gândești că sunt teroriști, nu-mi prin Orient, sau prin Irlanda, cum era atunci cu Ira sau cu alte, zice, sunt teroriști dintre ăștia spirituali pe toate adunările. Și am descoperit că este grozăvie aceasta. Sunt oameni din adunările noastre care ne terorizează și sunt în casele noastre bărbați care își terorizează nevestele și invers, că nu trebuie să se creează nevestele mai prejos de timp, emanciparea asta feminină, și copii care își terorizează părinții și părinți care își terorizează copiii și așa mai departe, sunt nebunii. Nu trebuie să-i dai cuiva în cap cu o bâtă ca să fii prigonitor. De așa să fie așa plin de mânii, să fie plin de răutate, plin de ură. Spune, cine urăște pe fratele său, nu spune mie nimeni. Este un ucigaș. Este un ucigaș. Și mă rog, Domnului, în inima mea, tuturor persecutorilor care sunt astăzi în locul acesta, să le facă harul și să li se arate în lumina cerească. Și să se audă și ei chemați pe nume, că Iisus este Păstorul cel bun, care îi cheamă ei de pe nume. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și cu mine i-am căzut cu fața la pământ, din zărâna pământului, cu o întrebare foarte importantă. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. Și când am aflat mai bine cu cine are de face, am și spune, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Iisus, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și a venit pastorul bisericii din Damasc, Ananie, și s-a rugat pentru el. Eu a căzut sorții de pe om, a primit el cu spune. Și acum văd adevărata lumină, lumina cerească, trăind în adevăr. Și ce spune și el la rândul lui? Omul acesta care prin Duhul Sfânt și prin îndurarea lui Dumnezeu a devenit după aceea unul dintre cei mai înflăcărați vestitori Evangheliei, unul dintre cei mai de seama oameni care au trăit pe pământul acesta. Au și spune el, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în El spune despre el, eu zice, sunt cel din tâi între păcătoși. Și nu este sub nicio formă exagerare în cuvântul acesta. Și când vorbește despre chemarea aceasta a lui, ca apostol, ca și spune, eu sunt cel din urmă între apostol, nici nu merit numele de apostol, mi s-a arătat și mie Dumnezeu ca unui stăpitor. Știu despre mine și știu despre experiența mea cu Domnul. Am avut și eu parte de harul acesta și m-am întâlnit și eu, cum îi spune cu Domnul pe drumul Damascului. Și eu gândeam despre mine că sunt un om musical și sunt un om înțelcitit, înțeleducat, fac educație altora. Și uneori gândeam, cum gândesc și eu și ce nebun și nimeni cruzat ca mine. Și când am avut harul acesta, să văd și eu pe Domnul, săptămâni de rând, dacă nu luni de rând, am strigat chiar din gură de șarpe și plângeam, curgeam lacrimile și roaia și spuneam, sunt cel mai mare ticălos și cel mai mare păcătos și cel mai mare, cel mai mare bandit care trece pe pământul ăsta și care trăie vreodată. Și nu-i simt și exagerare în asta. Între noi poate exista ceva deosebit moral, dar când stai înainte neprigănirii, când stai înainte slavei lui Dumnezeu,
nu se poate să găsești altul pentru mine potrivit. Nu-i zis altul pentru mine, nu-i zis altul adevăr. Urichea mea o zis, vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-i scârbă de mine și mă pocăiesc în țelenă și în cenoș. Lui de rândul am plâns. Mi-a plâns și acum când mi-aduc aminte, eu mi-a spus Dumnezeu cu recunoștință în interiul. Să nu uit eu și să rămână sare de umilință și sare de recunoștință. Și săptămâni și luni de rândul am plâns, mi-a plâns și de bucurie, și Iisus spunea, nu te tem, eu sunt calea, adevăr, și viața, eu sunt ușa, intră și vei găsi pășune și vei găsi o viață din veșor. Și acum să nu mai pomeniți pe unul să-l îmbrășez prin aceasta. Și care că nu v-ați întors cu toată inima la Domnul, Domnul să vedea clar și să se descoperi în seara aceasta și să facem masul acesta potrivit cu adevăr. Unul pe care îl iubesc tot așa din toată inima Isaia, și din dânsul îmi este dor și abia aștept să-l întâlnesc eu încet. Este numit Evanghelistul Vicului de Samin. Primele 5 capitole în Isaia, capitole de mare însemnătate, cu inima sfârșiată de durere, poporul Domnului umbla în biocale, când pe altă, cum și astăzi, și încurcătură nimeni va veni. Și îl spun din gând în gând, vai de voi și vai de voi. Și vine capitolul al 6-lea și nu mi-i spune, vai de voi. Spune, vai de mine. Vai de mine, zice, că am văzut pe Dumnezeu. Și sunt om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și era îngrozit. Și Dumnezeu s-a îndurat. Și zic că un înger, un cherubin, un serafim a luat de acolo un cărbune de pe altar, ca prins, bine încins, și i-a atins buzele și i-a părăsat. Prin aceasta, nu doar buzele, i-a părăsat și inima și i-a părăsat și viața. Și cărbunele acestea este jertfa binecuvântată lui Hristos, Dumnezeieți care vine și care curăță și pe dinăuntru și curăță și pe din afară viața noastră a tuturor. Spune că Iov n-a bătătuit deloc cu buzele lui și n-a spus niciun cuvânt necuvincios despre Dumnezeu. Și iarăși mă rog Domnului și spun, Doamne, mila și îndurarea ta, lasă cărbunile acestea sfânt să treacă pe la buzele noastre de tuturor. Și se curățească buzele noastre, se curățească cura noastră. Și de aici mai departe, cât o mai trăi, să se spune și despre noi, n-au păcătuit deloc cu buzele lor și n-au spus nimic, nicuvincios, nimic din ceea ce nu trebuie să spun. Să folosim și limba și curțile vocale și plămâni ca să lăudăm pe Dumnezeu. Să mărturisim pe Dumnezeu, să cinstim pe Dumnezeu, să facem de cunoscut și să-L apropiem din Dumnezeu și strușindu-L că sunt bătat. Vreau mai spus și răspund și în seara aceasta. Nu-i plac lui Dumnezeu oamenii muscul, nici nu le-ar plăcea să avem copii muscul. Dar zice, dacă vorbește cineva, o să nimic de bani. Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și așa. Cei care clevetesc cuvântul original, în limba greacă, la clevetire, este diavolos. Cine clevetește are drag. Cine denigrează, cine defimează și vorbește mereu și mereu de rău, când pe unul, când pe celălalt. Care e drag și face lucrarea diavolului și nu face lucrarea lui Dumnezeu. Zice, nu vă vorbiți de unii pe alții și după aceea urmează un pomul. Și mi-i spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și mi-i spune, nu măsurați. Și cu ce măsură măsurați, cu aceea de că se va măsura. Am fost într-o adunare și am fost foarte impresionat. La sfârșitul adunării am avut o stare de vorbă, un sfat frățesc. Mi-a mai vrut să dăm și ceva întrebări și cred că mi-a fi priceput și eu am dat ce am înțeles răspuns la întrebările acelea. Și între altele mi-a spus despre unul care era în adunare, cum îi zice un bătrân al norodului, om de peste 80 de ani. Și zice să știi că noi pe omul acesta îl iubim și îl prețuim cel mai mult, pentru că omul acesta niciodată nu judecă pe nimeni. Și m-am mirat și m-am bucurat să audă la astfel de lucruri. M-am mirat și m-am bucurat să audă în astfel de cuvânt. Domnul Iisus era pe pământ 2000 de ani în urmă și a învățat pe ucenici lecția trecerii prin furtună, prin încercare, prin necaz, prin durere, prin suferință. Și la sfârșit ne-a pus o întrebare după ce a potolit el mare și potolit. Unde vă este credință? Plin de spaimă și de mirare, ei se întrebau unul pe celălalt și ziceau, cine este acesta care poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Noi știm cine este.
Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Și cel care este același și ieri, și astăzi, și mâine, și în vecii vecilor. Și tot timpul este cel care spune, cine m-a văzut pe mine, că a văzut pe tatăl meu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e mereu îndemn pe frați, pe surori și pe voi să asculte din cuvântul Domnului. Să ne uităm țintă la Iisus, căpetenia și de săvârșire credinței noastre. Cine m-a văzut pe mine, zice, a văzut pe tatăl meu. Și acum merg un pas mai departe. Domnul se ocupă și de cei trei prieteni lui Iov, că sunt un mare fapt. Menia mea s-a prins împotriva voastră, fiindcă n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit robul meu Iov. Și când citești spusa acestor trei prieteni al lui Iov, dacă nu citești cu multe băgare de seamă, cea mai mare băgare de seamă, parcă îți vine să spui că ce-au spus ei este drept și ce-au spus ei nu ar fi chiar așa drept, ba din potrivă. Este așa de ușor să vorbești despre omul și despre suferințele lui, că nu treci prin suferințele și prin necazurile lui. Este așa ușor să fii deștept. Cine mai este mai deștept? Mai bun cunoscător al Scripturilor, al învățăturilor, doctrinilor, teologiilor, cine mai deștept ca tine? Cel mai deștept ești când lepezi deșteptăciunea. Ca să vină deșteptăciunea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Duceți-vă de învățați, milă voiesc și nu jertfă. Nu erau lui Iov suferințele suficiente, că trebuie să mai îndure și dojana și reproșurile și teologia oamenilor ce s-au rădeșit. Cel mai deștept ești când lipsi deșteptăciunea. Dacă vrei și cineva să vină după mine, nu sunt nimeni din altă. Cea din tâi condiție zice să se lipe de sine. După aceea să-și aduce și după aceea zice să-mi vorbesc. Spune că doi prieteni foarte buni se plimbau pe marul lui Lac și vorbeau despre una despre ea. Și la un moment dat, unul dintre ei n-a băgat de seamă și a alunecat și a căzut el în apă. Și striga îngrozit de acolo din apă, ajutor și ajutor, scapă-mă, scapă-mă, mai nic, nu știu să-l nu. Și ăsta deșeptul de pe mar, o, zice, nu mai striga, așa că nici eu nu știu să-l nu, dar nu striga dumneavoastră. Cred că se înțelege. Menia mea s-a aprins împotriva voastră, fiindcă n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Și le-a dat o poruncă să luați șapte berbeci, șapte viței și șapte berbeci, și să-i aduceți oarbele de tot pentru voi și robul meu Iov să se roage pentru voi. Și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt oamenii care ascultă cel mai mult de Dumnezeu. Și eu iubesc din toată inima, era să zic și pe acești trei neisprăviți, prieteni ai lui Iov, și eu dacă ar fi fost în locul lor, la fel aș fi procedat, că suntem atât dacă sunt. Dar iubesc din toată inima, au ascultat în totul, totul în tot de Domnul, și acum sunt binecuvântați. Nu mai sunt lipsiți de binecuvântare, nu este binecuvântare, este dese. Și mă gândesc să ajung și un cer și să-i întâlnesc și pe ei, și să le dăm și lor o salutare și să-i binecuvântez și bine, mulțumindu-le pentru credincioșia și ascultarea lor. Spune să luați șapte viței și șapte berbeci. Portarea lor a fost cam așa, de viței și de berbeci, nu? Care și sunt gospodăria părintească, viței din viesii din graj. Prima dată, mai ce mai sa. Greu să-i mâni potorești, greu să-i mai singură. Așa și iau și ei, una două să sară la eu, una două să sară la eu. Și să le spună, neapărat ei să-i spună că ei ce și cum Dumnezeu și suferință. Și m-am bucurat așa de mult de ascultarea lor. Și am să mă bucur și mai mult și de voi și de ascultarea voastră. Și în ce despre mine și de ascultarea mea. Spune-mi bine că vremurile de pe urmă oamenii vor fi batjocoritori și plini de batjocoritori. Și nu vorbești numai despre cei din lume, că vorbești despre cei din adunare. Că în adunare este momentul când nu-i pomenit de răzrătire și bucuria Absalom. Sunt oameni din adunare care vin la adunare. Mai ceva decât dacă te duci într-o discotecă sau un bar să-ți plimbi hainele sau la o sală de spectacol. Și așa o confortare, mai ceva decât. Să respiri ceva, dar și scuipa. Cine poate să creadă și cine poate să gândească? Că intri în casa lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu
și cu Ruci, sunt eu dintre Ruci și Pătați, și toate felurile și cu fel și fel de chema și bluze și să-i cum ne-am buzunat și mai mese și gumă și chepte în lune și în stele și mai lucrez și pe la, era să zic, drăcopenia asta de telefon, și ce mesaje și alte aiurezi de felul acesta. Oamenii ce și-au ascultat de Domnul și-au adus o jertfă, și-au fost vinită de lansă din aceasta. Și mă gândesc să vă fac și vă încuraja de aceasta. Să ne întoarcem cu toată inima la Domnul și să venim în fir. Și să cinstim cum se cuvine numele Domnului și cortul Domnului și să cinstim cum se cuvine chemarea Domnului și calea Domnului. Dar mai mult m-am bucurat eu din toată inima și am fost încă mai impresionat și mai îndrăgostit de acest om. Spune că eu s-am aducat pentru el. Nu, în vederea lui nu mă voi face după nebunia voastră. El să se roage pentru voi. Și eu s-a rugat pentru ei. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Iov. Și după ce s-a rugat Iov pentru prietenii lui, Dumnezeu l-a așezat iarăși în starea de dinainte și i-a dat îndoit de ce a fusese. Auzi, după ce s-a rugat. Eu mă așteptam ca Iov să zică, Doamne, nu te supăra. Hai, mijlocesc eu pentru neistrăviție și să nu zic pentru neîndrăimicești. Dar când o să-mi dai iarăși sănătate, și când o să fiu iarăși, nu așezat, și acolo într-un loc de cinste, să fiu și eu cineva. Acum, zice, să mijlocesc eu pentru ei. Părea ceva prea predica de fapt. Dar neprihănitul eu, om adevărat credincios Domnului, spune că s-a rugat pentru ei și ce rugăciune fi făcut. O rugăciune din aceasta de mijlocire. E rogă de sumără Sfumpărător, pe Sfumpărătorul meu este vin. Așa și cuvinte importante spune el. Și a făcut și el rugăciunea aceasta pe care Domnul Iisus pe crucifix. Tatăl zice, iată, deci nu știu ce fac. Am mijlocit el eu. Și pe Iosif, cel din Vechiul Testament, nu doar pe cel din Noul Testament, îl iubim din toată inima și în sine și îl prețuim. Este așa înfățișare splendida la Domnul. Spune că el Iosif a primit de la tatăl lui, de la Patriarhul Iacob, o haină vestiță, haină vestiță înseamnă dungă albă și dungă neagră, dungă albă și dungă neagră. Cum e viața fiecare dintre noi? Odată este un nor cu întuneric și odată este cu lumină, cu pace. Odată este cu linii și odată este cu tulburare. Odată este cu sănătate, odată este cu boală, odată este cu ceva pâine pe masă, odată este cu buzunare goale. Acum este cu libertate, o să vină și cu închisoare, fel și fel. Așa este viața fiecare dintre noi, este ca un val, odată te ridică și odată te coboară. Așa a fost și viața lui Iosif de piese. Și a venit vremea după ce a trecut el prin fel și fel de încercări, prin fel și fel de necazuri, prin fel și fel de lovituri și prin fel și fel de ispite. A venit vremea hotărâtă de Domnul, că el nu vine niciodată nici mai devreme, dar nici mai târziu, să fie desăvârșit de credințat pe lucrul acesta. Și Dumnezeu l-a luat de acolo din închisoare. Și l-a așezat pe un tron mare în Egipt, mai spune un fel de prim-ministru în Egiptul. Și i-a luat și-o nevastă. Și nevastă aceasta i-a dăruit doi fii. Cel din tâi fiu, zice că se numește Manase, care înseamnă uitare, și cel de-al doilea fiu, Efraim, care înseamnă rodire, adică binecuvântare. Nu este om care să nu dorească și eu mai mult sau mai puțin conștient, să aibă binecuvântare și să aibă rodire, să aibă fruct, să aibă creștere. Nu am în vedere lucrurile pământești. Cei care sunt firești și lumești, sigur că am în vedere întâi de toate lucrurile pământești. Am în vedere lucrurile duhovnicești. Nu este om să nu jurească din toată inima Efraim, Efraim și Efraim. Dar nu este niciodată Efraim înainte să fie Manase, înainte să fie uitare și înainte să fie iertare. Și care este partea cea mai importantă în rugăciunea Tatălui nostru? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Asta este cea mai importantă parte în rugăciunea Tatălui nostru. Și ca dovadă, după ce termină de rostit rugăciunea domnească, Domnul adaugă și spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Zice așa sau? Zice așa sau? Amin. Asta este o lege pe care Dumnezeu a așezat-o în universul nostru spiritual și este o lege pe care El niciodată nu o primește în locul nostru
și peste care niciodată nu treci. Dacă iertați oamenii vrei rotire, vrei Efraim, vrei binecuvântare, binecuvântare înseamnă putere de credință și mai înseamnă și dragostea lui Dumnezeu tradusă în fapt. Vrei binecuvântare și vrei rotire, vrei creștere, vrei fruct, vrei înaintare pe care credinții, mi-ai întâi pe manasă. Iartă din toată inima pe orice cine îți va fi greșit vreodată de când ești pe pământ. Și cere din toată inima și Domnului să-l ierte sau să o ierte. Și după aceea iartă-te și tu pe tine, că sunt unii care trăiesc și în blestemul acesta. În ce nu pot să mă iert, nu pot să mă iert. Uite ce am făcut eu 3 ani sau 30 de ani în urmă. Am luat o decizie greșită, am adus suferințe peste alții, am adus suferințe peste mine. Iartă-te și pe tine și ieși din blestemul acesta. Domnul i-a învățat pe ucenici pe ce credeți. Și i-a mai învățat pe ucenici și lecția, lecția aceasta foarte importantă a iertării. Și după ce am vorbit despre iertarea greșelilor aproape de Petru pe care îl iubim din toată inima și pentru care suntem așa de recunoscători Domnului, sare tare, cum era obiceiul, și pun întrebare, vine chiar întrebare, pentru că dacă nu întrebare, el trebuie să ne întrebăm noi. Așa avem răspuns la întrebarea pe care a pus-o el în locul nostru. Învățătorul, de câte ori să el, pe cel care îmi greșește pe fratele meu de 7 ori, legea spunea de 3 ori, era zica, cum se zice șache de la 7. Și Domnul îi spune și lui și ne spune nouă tuturor, dacă avem urechi de auzit, eu nu zic de 7 ori, ci de 70 ori că de 7. Cu alte cuvinte, opriți-vă din număra și iertați continuu, pentru că și voi aveți nevoie în mod continuu de iertare lui Dumnezeu. Este cineva în adunare, astăzi, la șasul acesta, în locul acesta, care să vrea să meargă în ea. La sfârșitul revenirii lui pe pământul acesta, el și casa lui. Îi spune, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Este dar și amintă, este o lege spirituală pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a așezat în Universul credinței noastre și pe care El niciodată nu împlinește în locul nostru și nu trece peste ei. Și urmează, în capitolul 18, acea din 3 Evanghelie după Matei, pilda robului cel nemilosit. Și mi se spune că este robul acesta cel nemilosit, împăratul acesta să se judece cu robii săi. Și au adus pe unul care îi datora să zic un miliard de euro. Poți să-ți dai seama ce datorie mai. Și omul acesta, care a zis să-și plătească datorie, și împăratul i-a dat toată datoria. Și a plecat dinaintea împăratului cu toată datoria i-a dat. Un miliard de euro, poți să-ți dai seama. Fiindcă nu avea cu ce să plătească, a dat poruncă să vândă pe el nevasta, copiii, casa și tot ce avea. Și acum el a ieșit și a întâlnit pe un altul și ăsta rog, care îi datora 1000 de euro. Și spune că l-a luat la strâns de el. Plătește-mi și deja tot. Mă încălzim, așa am să-ți plătesc. Și versetul 30 zice, dar eu n-a vrut. Că să-i zic, ea vină. Dar eu n-a vrut. Asta se scrie o carte de aducere minte. Și în cartea aceasta de aducere minte, în dreptul fiecare dintre noi, Îngerul Domnului va scrie, el a vrut sau n-a vrut. Și va trece neapărat și va sura și va scrie și în dreptul fiecare. Ea a vrut sau n-a vrut. Și împăratul a aflat și s-a mânia și va chema cu ăsta care-i datora miliard de euro și a cărui datorie e iertată dintr-o dată. Eu ți-am dat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să faci tu la fel? Și l-a dat pe mâna chinuitorii. Mai, 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 ce te mai chinuie gândurile și demoni? Că deși care fac de supărat, pe de unul care ți-a făcut, ți-a greșit, nu știu cu ce. Te vorbi pe la spate. Ți-a făgăduit una, n-am primit, i-ai dat niște bani, nu ți-a mai dat înapoi, te-a păgubit cu ceva, 1000 de euro. Ce te mai chinuie și ce te mai chinuie gândurile și demoni? Nu poți să dormi bine, nu? Au și prosie să dai un somn bun, somnul nopții pentru nu știu ce pleacă. Nu mai poți să mănânci bine zi. Vii la adunare, ești încrântat, ești mânios, ești răbărat, ești negru, supărat. Inima ți se închisă, Dumnezeu toată din cer, mânghieri, unde vin, balsam, indicare, liberat. Dar n-are unde să torni, că inima este închisă. Ai fiu și fiu de gânduri de răutate, gânduri de răzbunare. Vreau să fii peste grăzăvit. Și acum să nu te suferi că trebuie să spun și asta neapărat. Păi dacă ar fi fost să-mi ia mie Dumnezeu zi de închisoare pentru fiecare păcat pe care l-am făcut, păi mi-ar fi trebuit să stau 1000 de ani în închisoare. Și acolo mai făceam 1 milion de păcate și mai stăteam 1 milion. Și
Și el i-a iertat o datorie 1 miliard de euro. Și o să nu iert un flec pe 100.000 de euro. Asta este ceva grosav. El i-a ofer mai întâi a mijlocit pentru prietenii și ai lui. Și a mijlocit așa cu inima individuală. Spune că dragostea iartă totul și acoperă totul. Și după ce s-a rugat el Iov pentru prietenii lui, pentru tovarășii și ai lui, spune că Dumnezeu l-a așezat iarăși în sarea lui de dinainte și i-a dat de două ori decât a pusit. Nu vorbim limba pământească, nu avem în vedere lucrurile acestea pământești, vorbim limba duhovnicească. Acum și pământești, avea el 10 copii în cer și a mai dat 10 pe pământ, nu e de două ori. Avem în vedere limba aceasta duhovnicească. Cât de îndărit a ieșit el din această experiență, din această lucrare, din această încercare. Ce putere minunată a venit din cer. În el, peste el și înăuntru lui. Păi numai în om prin de Duhul Sfânt putea să spune cuvintele pe care le-a spus el în acest cel din urmă, cel din urmă capitol. Eu mă opresc aici, dar Duhul Sfânt nu se oprește. Și el vorbește mai departe și mai departe, și în seara aceasta și în noaptea aceasta. Dacă ai inima și mintea, adevărat, după Domnul și pentru Domnul, și dacă sunt deschise toate acestea pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Dacă avea șef să plece de la adunare și să te duci iarăși la satana, la nebunească această televiziune, la toate mizerile și prosirile de acolo, și la nu știu ce internet, lași nasa fără de capăt sau alte lucruri din nimic, mai vorbești prin telefon, vrute și nevrute, tranca, pleacă, meleacă și toate prosirile, Duhul Sfânt vorbește, dar n-are cu nimic. Dar dacă nici cu inima umblată după Domnul, să nu te necăjești, pensi politica mea cumva scurtă, că mi-ai fost la alte 3 adunări până aici. Dacă ar fi după mine, v-aș vorbi și până mâine dimineață. Duhul lui Dumnezeu vorbește și ne călăuzește tot adevărul, El este Dumnezeu. Ne descoperă și nouă lucrurile viitoare, că nu vorbește de la El, vorbește numai ce va fi auzit de la Dumnezeu. Nu știu dacă în următoarele 2 săptămâni când voi mesa aici, dacă mi-ai deschide Domnul nu, să mi-i vin odată și să vă mai slujesc și să mă bucur din greu cu voi în casa Domnului și la picioarele Domnului. Oana peste alt, eu sunt Iisus de recunoscător Domnului și pentru slujbele din săptămâna care a trecut și pentru slujba din seara aceasta. Cu toată adunarea, să spunem, din toată inima, indiferent prin cine va fi dat să treci. Doamne, știm și noi că Tu poți să. Amin. Și că nimeni și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni. Și atunci o să spun și eu și voi să spuneți împreună cu mine a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Să fie toată slava, toată cinstea, măreția și glorie. Și în seara aceasta, în locul acesta, și mai apoi în vece vecelor. Amin. Amin.